Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vin în fața dumneavoastră cu un nou proiect, acest glob. Eu m-am gândit modul în care să-l realizez, să nu fie asemănător cu ceea ce găsiți pe YouTube sau pe Pinterest și am realizat acesta. Eu sper să fie pe placul dumneavoastră, nu este greu de lucrat. Dumneavoastră, doamnele începătoare, puteți să-l realizați cu ușurință. Pentru aceasta vom avea nevoie de globul de plastic cu diametrul de 8 cm, apoi vom avea nevoie de firul de bumbac, firul de bumbac obișnuit și croșetul cu numărul 1. Al meu este 1,05, însă corespunde croșetului cu numărul 1. Și vom porni lucrând un număr de 5 ochiuri de lanț. Eu voi lucra un pic mai încet, deoarece mi-am accidentat un pic un deget, însă sperăm să ducem la bun sfârșit acest proiect. Deci voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Din acest moment, în acest mic cerc, noi vom lucra un număr de 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. În același timp vom lua și capătul de fir cu noi. Avem 4, 5, 6, 7 și cel de-al 8-lea. Deci avem 8 piciorușe scurte. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Din acest moment eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț și voi intra în piciorușul scurt cu numărul 2 și voi închide totul cu un picioruș scurt. Voi continua 3 ochiuri de lanț, voi intra în următorul picioruș scurt și voi face un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra în următorul picioruș scurt, voi face un picioruș scurt. Astfel vom lucra pe întreg rândul, formând un număr de 8 lănțișoare formate fiecare din câte 3 ochiuri de lanț, care vor fi baza primului rând de petale. Mai avem un pic și ajungem la capătul rândului. Am făcut ochiurile de lanț. Voi continua cu piciorușul scurt. 3 ochiuri de lanț. Piciorușul scurt. 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt, avem 2, 4, 6, 7 astfel de lănțișoare, iar acum vom face ultimele 3 ochiuri de lanț și vom închide cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt inițial. Din acest moment, în corespondența primului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, noi vom lucra un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, un picioruș dublu redus, și un picioruș scurt. După care, imediat, vom intra în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și vom repeta. Un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea, mi se răstoarnă globul,
piciorușul dublu redus și piciorușul scurt. În acest mod vom lucra de jur împrejur și vom obține cele 8 petale. Și am ajuns la capătul rândului. După cum puteți vedea, am lucrat cele 8 petale. Voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt din prima petală. Doar aici vom închide în felul acesta. Voi continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Și după cum puteți vedea, între petale s-au format niște piciorușe. Voi intra în piciorușul imediat următor pe dedesubt, în modul în care noi lucrăm în relief. Deci voi intra în felul acesta și voi lucra un picioruș dublu. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet și voi intra pe dedesubt în corespondența următorului picioruș creat. Și voi face din nou picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu, în următorul picioruș, pe dedesubt și voi lucra piciorușul dublu în relief. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. În felul acesta, continuând pe întreg parcursul rândului, noi vom pregăti baza următorului rând de petale. Am făcut piciorușul dublu înalt, 5 ochiuri de lanț, piciorușul dublu, scuzați, 5 ochiuri de lanț și merg mai departe. Următorul picioruș dublu, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în următorul, voi face piciorușul dublu, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, mergem mai departe, astfel lucrăm până la sfârșitul rândului, piciorușul dublu, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Și se pare că am ajuns la capătul acestui rând. Acum vom număra cu atenție să avem cele 8 lănțișoare. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și acesta este cel de-al 8-lea. În acest moment voi închide din nou cu fir alunecat în corespondența piciorușului scurt unde am închis rândul trecut. Iar acum voi intra în primul spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț cu fir alunecat. Așa. Aici voi lucra un picioruș scurt, un picioruș dublu redus. Continuăm cu un picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu. De două ori firul pe croșet și vom lucra un picioruș dublu înalt. Trecem o dată cu firul, a doua oară și închidem. Continuăm cu două piciorușe duble. Unu și cel de-al doilea. Un picioruș dublu redus și un picioruș scurt. Astfel am lucrat deja prima petală, după care vom continua în următorul spațiu. Trecem direct piciorușul scurt.
piciorușul dublu redus, două piciorușe duble, unul și cel de-al doilea. Un picioruș dublu înalt. Trecem o dată prin două fire, trecem a doua oară și închidem totul. Acum continuăm cu două piciorușe duble. Unu și cel de-al doilea. Piciorușul dublu redus și piciorușul scurt. Am creat cea de-a doua petală. Astfel vom lucra de jur împrejur. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl voi închide cu fir alunecat în corespondența spațiului unde am început primele 10 ochiuri de lanț. Deci, aici. Voi face fir alunecat. În acest moment, vă rog să fiți un pic atente. Voi trage un pic firul în felul acesta. Voi lua de două ori firul pe croșet, voi intra pe dedesubt și voi lucra un picioruș dublu înalt, însă voi fi foarte atentă pentru că va trebui să închid și cu acea buclă pe care am tras-o pe croșet. În felul acesta. Iar acum voi lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț. Firul de două ori pe croșet și voi intra din nou în corespondența aceluiași spațiu unde am lucrat primul picioruș dublu înalt și voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Voi închide totul împreună, trei ochiuri de lanț de separare, firul de două ori pe croșet și voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, care acum se vede foarte bine, puteți vedea și dumneavoastră, voi lucra în relief acest picioruș dublu înalt. Acolo este capătul de fir de la începutul lucrului pe care nu am reușit încă să-l tai. Voi închide totul. Continui cu cele 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Firul de două ori pe croșet. Voi intra din nou în corespondența aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt în relief și închid totul împreună. Trei ochiuri de lanț de separare, de două ori firul pe croșet și mă îndrept către următorul picioruș. Voi intra și voi face din nou un picioruș dublu înalt în relief, 10 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, firul de două ori pe croșet și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt în corespondența aceluiași picioruș. În acest mod, noi formăm spațiul 1, 2, pentru cel de-al treilea rând de petale. Și voi continua cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, de două ori firul pe croșet și mă deplasez în următorul picioruș dublu. Și voi lucra piciorușul dublu în relief, piciorușul dublu înalt, 10 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, firul pe croșet de două ori și voi lucra
Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Eu sper să nu fie prea complicat pentru dumneavoastră și să înțelegeți ceea ce lucrez. Astfel vom crea din nou cele 8 spații pentru următoarele frunze, de data aceasta fiind separate de aceste 3 ochiuri de lanț. Vom continua singure și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom încheia rândul cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cele 3 ochiuri de lanț de separare, iar apoi vom închide totul în corespondența 8-ului unde am închis primul picioruș dublu, unde am avut și acea buclă, dacă vă amintiți. Așa. De acum intrăm în spațiul format din ochiurile de lanț cu fir alunecat și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea, deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe duble. 3 ochiuri de lanț de separare și vom continua cu alte 10 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea picioruș dublu. Cel de-al 10-lea picioruș dublu, odată lucrat, în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț, vom face un picioruș scurt, firul pe croșet și imediat vom intra în următorul spațiu format din cele 10 ochiuri de lanț și vom repeta 10 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, le împingem un pic ca să se așeze, să stea bine, 5, 6, 7, 8, 9, 9, cel de-al 10-lea, 3 ochiuri de lanț de separare și continuăm cu următoarele 10 piciorușe duble. Cer scuze pentru întrerupere, între timp eu am lucrat și următoarele 10 ochiuri de lanț, 10 piciorușe duble, le vom închide cu picioruș scurt în corespondența celor 3 ochiuri de lanț și vom continua. În felul acesta vom realiza cele 8 petale, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide cu picioruș scurt
în corespondența celor trei ochiuri de lanț, iar apoi voi închide din nou și această parte de la început. Dacă vă aduceți aminte, aici am plecat cu trei ochiuri de lanț. Voi intra cu fir alunecat și voi închide în acest mod. Astfel am lucrat floarea de deasupra. Haideți să vedem cum continuăm lucrarea noastră. În acest moment eu voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț pentru a ajunge în corespondența piciorușului dublu înalt principal. Ajunsă aici, voi intra un pic pe dedesubt și voi face un picioruș scurt, după care continui 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi merge în continuare către următorul picioruș dublu înalt. După cum vedeți aici, avem o serie de două. Noi vom intra pe sub amândouă și vom face un picioruș scurt. Apoi continui 1, 2, 3, 4. Mi-a scăpat. Deci sunt 3, 4 și cel de-al cincilea ochi de lanț și din nou voi intra pe dedesubtul următoarelor două piciorușe duble înalte și voi face un picioruș scurt. Din nou, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. În felul acesta vom reuși să pornim acel model a plasă cu care vom îmbrăca globul. 2, 3, 4, 5 și mergem dedesubtul următoarelor și facem piciorușul scurt. Din nou, 2, 3, 4, 5. Veți vedea că încet, încet, cu atenție, vom face acest glob. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Am ajuns în corespondența următoarelor două piciorușe duble înalte și voi face și aici un picioruș scurt. Uneori îmi scapă firul pentru că eu am camera în față și mi-este foarte greu să văd așa. Deci piciorușul scurt și facem din nou 1, 2, 3, 4, 5 și am ajuns la început, deci de unde am pornit. Aici vom închide cu un picioruș scurt în corespondența punctului de plecare și din acest moment intrăm în corespondența primului lanț format din cele 5 ochiuri. Fac un picioruș scurt ca să-i dau stabilitate. Apoi voi porni 1, 2, 3, 4, 5. Pe interiorul lanțului voi închide aceste 5 ochiuri și voi face o nouă serie de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și le voi închide tot în acest prim lănțișor. Deci, în corespondența fiecărui lănțișor format din cele 5 ochiuri de lanț, vom face două serii de lănțișoare de câte 5 ochiuri de lanț. Acum am făcut aici, voi intra în următorul și voi face piciorușul scurt și continui. 2, 3, 4, 5. O să vi se pară un pic complicat, însă partea cea mai grea a trecut. 1, 2, 3, 4, 5.
Voi închide aici cu picioruș scurt, continui cu picioruș scurt în următorul spațiu format din cele cinci ochiuri de lanț, după care continui 1, 2, 3, 4, 5, piciorușul scurt și următoarele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 3, 4, 5 și piciorușul scurt. Voi intra în următorul spațiu, deci așa continuăm până la sfârșitul rândului. Și am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi, primului picioruș scurt de la începutul rândului. Și cu fir alunecat voi ajunge pe mijlocul primului lănțișor. Ajunsă aici, voi face mai întâi un picioruș scurt, după care voi continua 1, 2, 3, mama mie, deci avem 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț și le voi închide în următorul spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și voi intra în următorul pe mijloc și voi închide cu piciorul scurt 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, voi intra în următorul și voi închide și continuăm 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide în următorul cu piciorul scurt. Pe întreg parcursul rândului vom lucra astfel. Și am ajuns și la capătul acestui rând, care îl vom închide cu fir alunecat, exact în corespondența piciorușului de unde am pornit ochiurile de lanț. După care, cu fir alunecat, voi ajunge pe mijlocul lănțișorului. Din acest moment, noi vom pune un marcator pentru a ști exact unde se termină rândul. Ajunse aici pe mijloc, voi face mai întâi un picioruș scurt și voi continua cu 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, care le voi închide cu un picioruș scurt în următorul spațiu. 6 ochiuri de lanț, deci practic 3, 4, 5, 6, vom repeta. În felul acesta, noi vom lucra un număr de 6 rânduri, deci 6 rânduri formate din câte 6 ochiuri de lanț. Voi continua un pic cu dumneavoastră, 2, 3, 4, 5, 6 și voi închide în următorul arc cu picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și voi închide în următorul arc cu picioruș scurt. Deci astfel noi lucrăm 6 rânduri și ne vom întâlni la sfârșitul acestor 6 rânduri. Bineînțeles, când va fi totul gata și vom aranja floricica, se prezintă ca cea pe care ați văzut-o. Eu am adăugat un alt rând de câte 6 ochiuri de lanț, deci am făcut un total de 7. După ce am terminat aceste 7 rânduri, voi continua 1, 2, 3, 4 și 5. 5 ochiuri de lanț și voi închide în următorul. Din nou, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și voi închide în următorul. În felul acesta vom lucra 2 rânduri. 1, 2, 3,
4, 5 și vom închide în următorul. Deci lucrăm două rânduri cu câte 5 ochiuri de lanț. După ce am lucrat și cele două rânduri cu lanțuri formate din câte 5 ochiuri de lanț, am introdus pe glob întreaga lucrare, iar acum voi continua lucrând 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Voi intra în următorul și voi face piciorușul scurt. 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Voi intra în următorul și voi face piciorușul scurt. În felul acesta lucrăm două rânduri. 1, 2, 3, 4. Nu vă speriați că arată așa. Se va aranja în momentul în care vom continua să lucrăm. Și continuăm, așa cum vă spuneam, cu două rânduri. 1, 2, 3, 4. Două rânduri cu lănțișoare formate din câte 4 ochiuri de lanț. Și ne vom reîntâlni după aceste două rânduri. După ce am terminat și cele două rânduri de câte 4 ochiuri de lanț, vom lucra. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, vom intra în același spațiu și vom lucra cel de-al doilea picioruș dublu. Un ochi de lanț, firul pe croșet, vom intra în următorul spațiu și vom face două piciorușe duble. 1 și cel de-al doilea. Un ochi de lanț de separare, două piciorușe duble în următorul spațiu. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului. Vom continua singure, iar apoi ne vom reîntâlni. Deci două piciorușe duble. 1 și cel de-al doilea. Am încheiat acest rând, am făcut ultimele două piciorușe duble și ochiul de lanț de separare. Voi închide cu fir alunecat în corespondență celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. După care voi intra aici în primul spațiu cu fir alunecat și voi face din nou trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu. Apoi voi intra în spațiul următor și voi face din nou două piciorușe duble, de data aceasta fără să facem ochiul de lanț de separare dintre piciorușe. În felul acesta, ia uitați că cum făceam și eu ochiul de lanț, în felul acesta noi vom lucra până la sfârșitul rândului, iar apoi ne vom reîntâlni. Avem primul și cel de-al doilea picioruș dublu. Ok. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, după care vom face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus. Vom intra în spațiul următor, deci avem cele două piciorușe duble. Vom trece în spațiul dintre două grupe de piciorușe duble și face un picioruș dublu redus. Vom trece în spațiul dintre următoarele piciorușe duble și facem piciorușul dublu redus. În felul acesta vom continua pe întreg rândul. Am încheiat și acest rând de piciorușe duble reduse. Vom continua
cu cel de-al doilea rând de piciorușe duble reduse. Vom face picioruș dublu redus între două piciorușe dublu reduse din rândul anterior. Deci intrăm în spațiul dintre două piciorușe dublu reduse și facem picioruș dublu redus. În felul acesta, încet, încet, ne apropiem de închiderea acestei lucrări. Vom face piciorușe duble reduse, un rând, apoi vom continua cu cel de-al doilea, vedeți, mergem în continuare, până când încet, încet se va închide și acest capăt al lucrării. Vedeți, pe măsură ce lucrez, devine din ce în ce mai strâmt locul, pentru că intru în spațiul dintre două piciorușe duble reduse, nu deasupra piciorușului. Și lucrând în felul acesta, precum melcul, știți? Încet, încet, noi ajungem să închidem și acest spațiu. Vedeți? Încet, încet. Acum vom fi atenți să nu sară aici. Așa cum vă spuneam, am camera întotdeauna în față și foarte greu reușesc să văd. Dar sper că dumneavoastră vedeți. Uitați-vă, vedeți cum încet, încet se închide lucrarea, intrând întotdeauna în spațiul dintre două piciorușe dublu reduse. Am ajuns, cred, în spațiul... Ok. Vedem să nu iasă țuguiat. Ia uitați-vă. Și acum ultimele piciorușe. Aici ultimul picioruș dublu redus, după care voi face un rând doar de piciorușe scurte, intrând întotdeauna în spațiul dintre două piciorușe duble reduse din rândul anterior. Ajunse la capătul rândului, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Uitați-vă cât de perfect iese aici. Ok, am ajuns. Vedeți? Ajuns în acest punct, așa cum vă spuneam, voi scurta firul, voi lăsa o bucățică de fir cât să-l pot ascunde. Voi face... Ia uitați-vă! Acum vom avea nevoie fie de ac, fie de croșet și vom închide cu totul această parte a lucrării. Cel mai ușor va fi cu acul pentru dumneavoastră. Eu deja am agățat firul aici, eu voi pune și eu acul. Așa cum vă spuneam, cu acul am închis această parte a lucrării. Acum nu rămâne decât să aranjăm floricica și am încheiat și această lucrare. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu și
Mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte dintotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!